Bă, prieten, voi știți că ăsta, când a fost el pus la CSM, în Consiliul Superior al Magistraturii, l-a băgat Plahoniuc atunci, în 2013. Bă, eu n-am crezut că omul ăsta are atât de mult tupeu, eu știam că are tupeu, dar nici chiar așa, când s-a dus și a fost audiat de Comisia Juridică din Parlament, bă, l-au întrebat unii pe acolo, că, domne, aveți firme, proprietăți pe teritoriul României? A răspuns cu nonșalanță nu. O prietene, am săpat și eu puțin. Și când am văzut că la Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, știți, ONRC-ul din România, deci numele lui Avornic figurează în cel puțin 6 societăți comerciale. Ia uitați ce schemă și câte firme are în Moldova. O prietene, deci are firme ăsta în Buzău, are în Brașov, are în București. Bă, deci, nu știu, are 30 de firme ăsta, prieten. Deci ăsta ce este? Este avocat sau este om de afaceri? Că eu nu mai înțeleg. Ăsta este fost judecător, avocat, membru CSM și ia uitați câte firme are. Nu mai spunem de averea pe care o are. Proprietăți vorbesc. Imobiliar. Când eu vă zic că ăștia devin bogații Moldovei pe salariile astea de la stat. A? Ei împart justiția. Păi cum a ajungea asta cu 30 de firme, prieteni? Că o să vă spun acum. Ce vile are, ce... Hai de capul meu ce e aici. Uitați schema asta. Uitați-vă și voi. Prieteni, ăsta știți câte... Deci stați să vedeți că i-a pus... Pe amantă n-a pus firmă. N-a pus nicio firmă. A pus pe numele soției. Stați să vă da riza. Plus la Camera Înregistrării de Stat din Moldova, ne arată că Gheorghe Avornic este fondator unic la Institutul Privat de Învățământ Superior, Institutul Baltic de Ecologie, Politică și Drept din Moldova. Nu voi ați înțeles ce și-a făcut ăsta un institut baltic, cu țările baltice, a legat-o el așa, și-a făcut o facultate a lui privată, care să dea diplome să fie acreditat. Și cu diplomele astea luate pe bani, fără prezență, fără nimic, niște bucăți de hârtie, unii ajung funcționari publici în statul moldovenesc. Înțelegi ce face golanul ăsta? Așa a făcut o facultate a lui. În buzunar are o facultate, pe lângă aia care îi plătește chirie, Universitatea Constantin Stere. Ia uitați aici ce are. Deci el deține, prieteni, pe numele soției are 8 firme. Ana Avornic. Pe numele fiicei Victoria Avornic, 12 firme și restul vreo 10 pe el, 30 de firme. Cine ești, mă, tu, mă, Bill Gates, ești, mă? Mă, cine ești, mă, tu, Avornic? Păi tu ești, mă, judecător ai fost, mă, plătit de statul ăsta moldovenesc.